Bună ziua, numele meu este Daniela Efrim. Tema propusă astăzi este de la Tales, la Ceceta și din tabără. Este util să reținem faptul că dacă ținem brațul întins, distanța de la ochi până la vârful degetului mijlociu este cam de 60 de centimetri. În tabără, elevii au plecat în drumeție. Au încercat să calculeze distanța de la cabană până la primul popas. Știau că înălțimea cabanei este de 8 metri. Au ținut o verticală în fața ochilor și au constatat că înălțimea cabanei este de 12 mm de periglă. Cu aceste date au calculat distanța parcursă de la cabană până la primul popas. În figură este redată situația schematic. O este ochiul observatorului, AB este cabana și MN parte din riglă care acoperă cabana. MN este paralelă cu AB. Din teorema fundamentală a asemănării rezultă că triunghiul OMN este asemenea cu triunghiul OAB. Obținem OM supra OA egal cu MN supra AB egal cu N supra OB. MN egal cu 12 mm, adică egal cu 12 împărțit la 1 m, deci egal cu 0,012 m. AB egal cu 8 m, OM egal cu 60 cm, adică 60 împărțit la 100 de metri, egal cu 0,6 metri. Obținem că 0,60 supra OA egal cu 0,01 supra 8, adică OA egal cu 8 ori 0,6 supra 0,012 egal cu 400 de metri. Am obținut că distanța parcursă de cercetași până la cabană este de 400 de metri. În tabără, cercetașii au învățat o metodă de a afla înălțimea copacilor, chiar dacă afară este înnorat. Cercetașii au așezat o oglindă pe pământ și se deplasează astfel încât să vadă în oglindă vârful copacului. Reflexia luminii este fenomenul de schimbare a direcției de propagare a luminii de la suprafața de separare dintre două medii, lumina întorcându-se în mediul din care a provenit. Reflexia are loc de asemenea când lumina atinge suprafața de separare între două medii. O parte din lumina care atinge suprafața de separare va fi reflectată în primul mediu. Dacă lumina atinge suprafața de separare într-un unghi, atunci lumina este reflectată sub același unghi, asemănător cu felul în care o minge sare când atinge pământul. Legile reflexiei stabilesc comportamentul unei raze de lumină care ajunge la limita de separare între două medii de propagare diferite. Elementele caracteristice fenomenului de reflexie sunt raza incidentă, punctul de incidență și raza reflectată. Reflexia are loc sub un anumit unghi, numit unghi de reflexie. Legea întâi a reflexiei, raza incidentă normală la suprafață și raza reflectată se găsesc în același plan. Legea a doua a reflexiei, unghiul de reflexie este egal cu unghiul de incidență. Triunghiul AKB este asemenea cu triunghiul DKE. Cazul de asemănare unghi-unghi. Cunoaștem înălțimea copilului, adică pe AB, și putem măsura AC-ul și DC-ul. AC supra DC este egal cu AB supra DE egal cu CB supra CE. DE este egal cu DC ori AB supra AC. În tabără există un teren de tenis. Mulți dintre elevi participau și la campionatul de tenis. Știau să joace tenis. De la ce înălțime H trebuie să lovească mingea tenismenul pentru ca aceasta să treacă razant cu fileul și să aterizeze la 10 metri de fileu în terenul advers. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această călătorie în lumea matematicii. Pe data viitoare!